Galațiul se poate mândri cu cea mai modernă navă de cercetare pe Dunăre din Europa. Nava Rexdan este rezultatul unui proiect mai amplu cu fonduri europene derulat de Universitatea Dunărea de Jos din Galați. Nava a fost construită în șantierul naval din Giurgiu și, după o călătorie pe apă de peste 340 de kilometri, a ancorat joi, 31 august, la pontonul din dreptul Palatului Navigației. Rexdan și-a făcut intrarea în portul de la Mila 80 în acorduri de fanfară, așa cum îi stă bine unui nou rege al științei și cercetării pe Dunăre. Pentru conceperea și materializarea acestui proiect, în valoare totală de peste 20 de milioane de euro, echipa de proiect a Universității Gălățene a muncit numai puțin de 5 ani de zile. E un vis frumos, un vis pe care îl vedem realizat și vedem nava ajunsă la Galați. E foarte, foarte emoționant, nici nu pot să exprim, vă dați seama, s-a muncit foarte mult, e muncă de echipă. Toată echipa este aici, suntem atât de încântați că am reușit să aducem la bun sfârșit și să vedem nava aici. Proiectul este foarte greu, dar atât de frumos a fost și încă este. Se încheie pe 31 decembrie și am reușit să avem nava de cercetare și un centru de cercetare fix în care avem 18 laboratoare dotate cu echipamente de ultimă generație. Deci, până la urmă, cred că suntem pe partea aceasta a Europei cel mai important centru de cercetare. Punta de comandă a navei reflectă complexitatea misiunilor pe care Rexdan le va îndeplini, atât pe partea clasică de navigație, cât și în ceea ce privește activitățile de cercetare științifică. Aici ne aflăm în comanda navei. Avem o comandă combinată cu o sală pentru cercetători sau două pupitre pentru cercetători. În partea stângă vedeți zona cu echipamente de batimetrie cu sistem multibeam sau tehnologia multibeam de scanare. În partea dreaptă aveți pupitru pentru cercetare, pentru batimetrie, stație meteo, camere de urmărire biodiversitate în IR, invizibil, sistem de măsurare curenți și pupitru de comandă al capitanului. Cum s-a comportat nava în acest primul voiaj? Pe tot parcursul voiajului nava s-a comportat în parametri normali, funcționale, a fost testată la diverse viteze de navigare, au fost testate inclusiv și echipamentele de batimetrie împreună cu capitanul. Am avut și botezul navii chiar în noaptea asta, un soi de botez. Am prins o furtună în care nava a rezistat la testele de ancoră, ancorele au ținut foarte bine. Și în această dimineață am terminat voiajul către Galați în jurul orei 14:00. Nava Rexdan va acoperi o are geografică vastă, de peste 2000 de kilometri, pe partea navigabilă a Dunării, de la Sulina la Passau, în Germania. Rexdan a fost proiectat special în acest scop, atât din punct de vedere al arhitecturii navale, cât și al dotării cu echipamente științifice. La ora actuală este cea mai mare navă de cercetare de pe toate apele interioare. Deci e o navă care poate circula cu viteze de la cele mai mici până la cele mai mari, manevrabilitate foarte mare, este gândită să meargă și la ape mici, are un pescaj maxim de 1,8 metri, deci poate să meargă și în același timp lățimea este lățimea calculată să poată intra prin ecluze, adică să nu se oprească la porțile de fier, să poate să depășească porțile de fier și toate celelalte sisteme hidrotehnice unde există ecluze de trecere. În același timp, din punct de vedere performanței științifice, este în mod clar cea mai performantă navă existentă în Europa la ora actuală și una din cele mai performante, inclusiv dacă discutăm de mediul marin. Mediul fluvial este mult mai pretențios, mult mai complex. Pe mare, diversitatea zonei geografice, batimetrie, fund de apă, este mult mai ușor previzibil. Deci, ce vom face noi acum? Vom reuși să punem la un loc informațiile din toată Europa, și pe Dunăre și pe afluenți, în așa fel încât să reușim să dăm cea mai corectă și rapidă informație despre toate, toți parametrii mediului care au influență directă pe calitatea vieții umane. Primul voiaj dedicat activității de cercetare va fi făcut de nava Rexdan chiar în această toamnă și va acoperi sectorul românesc al fluviului de la Galați la Sulina, respectiv de la Sulina la Turnul Severin. Programele științifice viitoare vor fi însă mult mai ample, vor implica echipe internaționale, iar area de acțiune va fi pe tot parcursul navigabil al Dunării.